asta, de astfel de relații avem probabil cu toții, nu știu, parte. O parte, da. Da. Dar și cum îți spuneam, nu cred că lucrurile repoziționate și altfel colorate și un alt sens, să le dăm un alt sens, se pot reînvia și reîncepe sau începe un alt ceva, un alt univers, o altă relație. Altfel ne privim, altfel vorbim. Desigur, lucrurile de formă se schimbă, dar de fond rămân acele. Ai încercat vreodată să fii cu cineva de care te-ai despărțit? Nu. Nu mi s-a întâmplat, dar... Dar totuși crezi în asta. Da, cred. Aici vreau să te contrazic, eu nu mai cred în... Nu cred în oala care se sparge și, pe urmă, încerci să o lipești. Păi da, dar se sparge și cum aici, se sparge? Da, deci aici se sparge e foarte voit important. Sau așa, adică lucrurile... Eu totuși tind să cred că ar trebui să fim foarte optimiste în ceea ce privește chestia asta cu foste relații sau cum să mă exprim eu mai... Da, mult mai optimiste. Ar trebui să fim în continuare foarte buni prieteni și, încă o dată, nu se consumă, după părerea mea, lucrurile. Ce nu știu, poate eventual se subliniază capăt o altă formă. Poți spune că Irina a fost bărbatul vieții tale? Da. Și crezi că va rămâne, nu? Irinel are un loc extraordinar de special în sufletul meu și în inima mea. Îl va avea întotdeauna. Este câștigat locul acela. Dar asta nu înseamnă că mă opresc aici. Repet, eu aștept dragostea cea mare, adevărată, și porțile mele sunt deschise. Numai că sunt mult mai profundă, mult mai cu o analiză ceva mai elaborată în momentul de față. Ne revedem după publicitate. Să nu mă părăsiți!
V-am promis noutăți despre lumea mondenă. Cristi Brancu ni le-a adus. Haideți să-l vedem. Cristi, ce noutăți mi-ai adus? Ți-am adus câte ceva, că nu pot să te las așa, fără cadou, ca să zic așa. Ar fi câteva lucruri interesante în această săptămână. Aș începe cu un caz pe care l-am detaliat și este legat de Adrian Mutu. Este o chestie absolut amuzantă, întrucât într-o revistă românească apare o tanti mai brunetă la față cu cărțile, cu ghiocul acolo, și ea spune că este vrăjitoarea lui Adrian Mutu, ca și cum Adrian Mutu și-a cumpărat vrăjitoare, ca să zic. Și am vrut și noi să vedem cum adică e vrăjitoarea lui Adrian Mutu. Un băiat de la noi a dat telefon ca și cum ar fi avut și el aceeași problemă ca Adrian Mutu, în sensul că îi cam place viața de noapte și nu mai scapă și uite așa. Iar la care vrăjitoarea, după cum am spus și la Radio Europa FM, a dat un răspuns care m-a convins că și vrăjitoarele, să știi, că se mai uită din când în când la emisiuni de cultură. Pentru că am întrebat-o fiind dacă rezolvă problema, ea a spus garantat 100%, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și sunt convins că doamna a văzut și urmărește emisiunile și mai ales ascultă muzică jazz. Adevărul e că era o doamnă pe care n-am să-i fac reclamă în acest moment, întrucât și-ar dori foarte tare, și în momentul în care l-am întrebat pe Adrian Mutu dacă și-a luat vrăjitoare, a râs și a zis că el vrea să vorbească despre fotbal și despre asemenea lucruri care pot fi definite ca prostioare din punctul lui de vedere. Nu trebuie vorbit. Când se presupune că ar fi apelat Adrian la... Păi atunci când era la greu, că nu te duci la vrăjitoare în fiecare zi. De ce nu s-ar fi dus în străinătate? Că, de exemplu, în Italia, la fiecare colț de stradă... Acum mă scuzați, de ce s-ar fi dus în altă parte când, uite, în România așa frumos? La noi există și un rege al romilor, există tot soiul de instanțe de-astea foarte puternice, ca să nu intru direct în politică. Și evident că, auzind de puterea magiei românești și de afirmarea internațională a unor asemenea nume, probabil că văzând și emisiuni de televiziune în care apar doamnele cu geanta de aur, cu dolarul, ai văzut, aia a fost senzațională. Avea o tanti de asta, o vilă nemernic de mare, ca să zic așa, și pe acoperiș avea un S de la dolar. Eu m-am întrebat dacă n-ar fi trebuit să fie vreun simbol asta magic. Asta poate ceva. Era un semn care să atragă. Sau poate nu era, dolari. Dar era un S cu două, da, probabil. În orice caz, Adrian Mutu s-a simțit mai bine acasă în momentul în care a trebuit să fac chestia asta. Glumesc, evident. Altă poveste interesantă este legată de Oana Zăvoranu, pe care eu n-am să o combat ca alți cetățeni, cel puțin în acest caz, ci am să spun, relatez ce s-a întâmplat și ce am aflat în urma unor declarații, întrucât ea are un conflict cu un cetățean olandez pe marginea unei case. Casa poate fi văzută în revistă și acolo puteți afla ce s-a întâmplat și cum a ajuns Oana Zăvoranu să fie amenințată cu dezvăluiri destul de urâte, pentru că cetățeanul respectiv vrea casă și Oana nu vrea să o dea, întrucât consideră că această casă este o amintire din copilărie, tinerețe și așa mai departe și nu vrea să renunțe la ea. În rest, amor foarte mult, așa cum se întâmplă atunci când venim după ceva de Nicoleta Luciu aici. Da, e o poveste legată de tânăra Nicoleta Luciu, care s-a supărat și a plecat de la iubitul ei Jolt pentru o zi, pentru că a doua zi a fost 8 martie și iată, în momentul în care Jolt a venit cu cadou frumos a doua zi după ceartă. Ce cadou? Nu știu, scrie revista acolo, mă întreb pe mine, stau eu să, acum să văd ce cadou și-a luat Nicoleta Luciu, nu știu, întrebă și tu PR-ul. Nu știu, glumesc. Cine vrea să afle poate să citească. În orice caz, Nicoleta s-a împăcat cu Jolt, care într-adevăr este un bărbat care nu trebuie lăsat așa cu una, cu două, după cum se vede, cu atât mai mult cu cât e o relație de un an și ceva, iar ea, dacă stau bine să mă gândesc, a fost partizana și este în continuare partizana relațiilor de lungă durată, că cu domnul Maxer a fost o relație record de vreo 8-9 ani, a luat-o de pe din frage de pruncie și a adus-o până, iată, pe culmile audienței. Apropo de relații și de cupluri și de iubire și de toate lucrurile așa. Astea, de cât timp ești în presă, Cristi? Din 1991 am scris primul articol, dar aș putea spune că pe bune din aprilie 92. Așa că statistic 15 ani, acum să zic 14. Ai văzut multe lucruri, nu? Da. Te-ai lăsat influențat la un moment dat de ceea ce ai văzut în jurul tău?
Este imposibil să nu te lași influențat într-un fel sau altul, dintr-un motiv foarte logic, pentru că mediul în care muncești și mediul în care trăiești te influențează într-un fel sau altul. Cred că m-am lăsat influențat de lucrurile bune pe care le-am auzit de la anumite personaje și de lucrurile frumoase din viața lor. De asta am scris și acea carte în care se pot găsi povești care m-au îmbogățit din viața unor personaje chiar consistente din România. M-am amuzat foarte tare și am putut să mă feresc de tot soiul de fițe și am văzut o istorie întreagă a fițelor, de la cele din 90, puțin mai neșlefuite, puțin mai postcomuniste, ca să zic, până la cele ultracapitaliste de astăzi. Am văzut ce înseamnă și dragoste și trădare și fidelitate. Să te aduc la întrebarea mea. Exact, să te aduc la întrebarea mea. Bă, nu i-am. Mai crezi în relații de lungă durată? Mai crezi în fidelitate? Având în vedere ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că am senzația că fiecare relație are un ciclu. S-ar putea să aibă un ciclu, după care contează în ce se schimbă și în ce se transformă acea relație. Din punctul meu de vedere, cred în continuare în relațiile de lungă durată, pentru că am văzut că se poate. Eu cred că acei oameni care au ales superficial au avut parte de povești ca atare. Eu cred că oamenii care alerg pe bază de vânat, vânător, întotdeauna au toate șansele să termine printr-o dezamăgire, dacă ajung să investească mai mult decât au investit de la bun început, în momentul în care și-au propus ca femeia sau bărbatul să fie un trofeu, el până la urmă rămâne un trofeu. Dacă nu intră aici și dacă nu e acea scânteie, pur și simplu la un moment dat se rupe povestea. Că de flăcări ne-am săturat și am văzut foarte multe. Dacă acești oameni într-adevăr se potrivesc și dacă e alchimie, asta se poate întâmpla și se poate vedea, pentru că am stat și lângă oameni pe care foarte multe lume i-a dat ca despărțiți sau că se vor despărți și iată au ajuns la 10, la 11 ani de relație. Eu la cred, cine te referi? Mă refer chiar la prietenii mei, Monica Davidescu și Temișan, care sunt de 11 ani împreună, care, iată, după 11 ani s-au gândit să se căsătorească. Deci există și oameni de acest gen. N-am să dau niciun exemplu din această haioasă și superficială lume a personalităților, pentru că aici lumea se ia după ce se vede noaptea la ceas târziu, în lumină de club, și ai senzația că ai dat peste Ileana Cosânzeana și dacă ea reușește să schimbe și două cuvinte cu tine, asta e. Eu cred că se poate mai mult și de asta și cred, personal vorbind, că la un moment dat, când în viața mea voi găsi acea persoană... Crezi că ți se va întâmpla? Cred. Mi s-a întâmplat și de-a lungul vremii. Cred că am fost un om fericit din acest punct de vedere. Am trăit multe lucruri frumoase pentru care mulțumesc. Ești dependent de dragoste? Nu am nenică ce întrebări îmi pui astăzi. Parcă aș fi, era să dau un exemplu, dar pe aia vorbeam de lucruri de 2 lei. Da, aș putea spune că întotdeauna când am avut bucurie în suflet și când am simțit că iubesc și că e un om lângă mine, am făcut lucruri extraordinare din toate punctele de vedere. Vine primăvara acum și poate ai noroc să te îndrăgostești. Nu știu care primăvară, când ziua în care filmăm Ninja al Dracului în București. Nu știu, acum nu poate am crede înțeles lumea că mai va o să-mi fi las venele, o să-mi tai venele sau o să-mi le las lungi ca să glumesc și să fim jovial. Nu, cred că se va întâmpla când trebuie să se întâmple și simt că așa cum am avut noroc până acum o să am și acum. Bine, măcar că unul dintre noi e optimist. Nu știu, dacă nu, hai că te învăț pe tine cum să fii optimist. Spune-mi, cum își aleg bărbații din lumea mondenă, cum își aleg fetele? Să revenim la ce spuneai tu. E o chestiune de management, aș putea spune, pentru că băieții, fiind virusați de ceea ce li se întâmplă în momentul în care alergă să facă bani, analizează lucrurile foarte interesant. Mi-aduc aminte că un domn spunea lucrul următor când era vorba despre femeia care urma să îi devină soție și să devină mama copilului. Dom'le, am făcut așa o listă și am scris aici minusurile, aici am scris plusurile, am adunat și a ieșit pe plus. Mie mi s-a părut foarte interesantă chestia asta. Era ca un soi de business plan, ca să zic așa. Bun, hai să vedem. Ține un an, ține doi. Probabil că a făcut și o prognoză. Mie mi s-a părut puțin deplasat acest lucru.
pentru că cred că cu viața nu poți să faci asemenea calcule, pentru că întotdeauna cei care fac calcule de acest gen ies pe minus până la urmă. Foarte mulți dintre cetățenii care vor să fie foarte cunoscuți din România, care au adunat o avere destul de importantă și care consideră de la un moment dat că banii nu-i mai satisfac în lume, ajung să alerge după fete. Și ce fete aleg ei? Doar nu o să aleagă un assistant director sau o doamnă foarte simpatică, o domnișoară foarte simpatică de la contabilitate, care este liniștită, că trebuie să șocheze aparatul de fotografiat. Unii dintre ei merg prin grădinițele școlilor de modele și găsesc câte o fată și încep să o crească după fenomenul Pygmalion. Alții folosesc acest fenomen Pygmalion în alt fel, în sensul în care rețeta trebuie să fie compusă din două personaje interesante, numai dintr-unul singur. Și dacă ei corespund la categoria business, trebuie să corespundă și persoana respectivă la cealaltă categorie, și anume aspirație către celebritate sau drum pornit pe către celebritate. De aceea trebuie să spun că am cunoscut destui domni care se gândeau la iubire, luau grila de programe a televiziunilor și după aia începeau să se uite să vadă în primul rând cine este în prime time. După aia mai mergeau așa către unul după amiază, uneori ajungeau și dimineață, deși dimineață e puțin audiență, dar nu e cea mai importantă. Lucrul acesta cred... Cristi, glumești, nu? Nu glumesc, dar nici nu îți voi da niciun fel de exemplu, pentru că sunt foarte mulți domni și este treaba lor cum își fac viața. Dacă au de gând aveau să... Aveau și vreo preferință de televiziune? Nu cred că e vorba de preferință de televiziune. Important e ca personajul respectiv să fie apărut, pentru că, după cum se știe, dacă ai apărut la televizor, într-un fel sau altul ești cunoscut. Poți să fii și de la o televiziune mai mică, poți să fii și de la o televiziune de apartament, important este să apari. Știi că există și televiziuni de apartament. Unele dintre ele sunt chiar de garsonieră, dublă totuși, pentru că sunt două emisiuni pe acel post, dacă nu trei. Așa că acești domni își fac astfel viața și de multe ori ajung să se întrebe de ce caută acea ființă în jurul, lângă ei, și după un timp se cam satură, pentru că nu totdeauna ceea ce se vede la televizor se întâmplă și în realitate. Și asta pot să spun legat de foarte mulți cititori care la un moment dat vorbeau despre un personaj sau despre altul în scriindu-ne la VIP și spuneau: domne, eu l-am văzut pe băiatul ăla, de ce l-au dat afară, că el este atât de generos, atât de bun, era omul perfect. Și am încercat să le explic acelor oameni că nu totdeauna imaginea zâmbitoare de la televizor corespunde și cu ceea ce se întâmplă în viață, pentru că am cunoscut oameni care râdeau de subiecții lor și care făceau emisiuni de corazon și ei numai de corazon nu erau din punct de vedere al atitudinii față de un subiect. Însă, evident, românul, dacă nu s-a născut poet, s-a născut sigur actor, așa că personajele respective s-au adaptat. Din categoria acestor domni care urmăresc grila de programe TV la începutul anului, ai zis, da? Nu neapărat, mai degrabă în toamnă, pentru că în toamnă ies foarte multe emisiuni interesante. Bugetele mari se cheltuiesc în toamnă. Există vreun domn care a avut succes și a rămas cu persoana respectivă? Nu știu ce să zic. Ar trebui să fac o analiză mai serioasă asupra acestui lucru. Au fost relații de mai lungă durată și contează foarte tare... Și dacă omul de lângă ei, până la urmă, dincolo de sclipiciu TV, are și o anumită calitate, e o chestiune până la urmă și de noroc și de conjunctură, dar eu cred că plecând chiar de la modul de a te gândi la un om și plecând de la faptul că e importantă apariția la televizor, cred că de aici lucrurile pleacă prost. Deci toate șansele sunt ca lucrurile astea să nu iasă. Cristi, îți mulțumesc cu acest ultim subiect, chiar mi-a redat speranța, dar totuși, nu astea sunt lucrurile importante. Uite, săptămâna asta s-a întâmplat ceva extrem de tragic. Da, e adevărat. Asta ar putea să o legăm cumva de dragoste și de noroc, pentru că vorbeam mai devreme de noroc.
Aici aș fi vrut să spun două sau trei vorbe. Faptul că ți-am redat speranța este un prilej de mândrie pentru mine. Deci, după cum vedeți, doamnelor și domnilor, era ironică. Era, nu numai că era ironică, dar stau bine și mă gândesc că tot timpul se spune despre presa asta, ba că dărâmă vieți, ba că face lucruri care nu este adevărat. Vorbeam de o chestie mai puțin plăcută, care m-a făcut foarte vehement în această săptămână în revistă și care e legată de Laura Stoica, de un om care, iată, exact când parea să aibă noroc, a fost luat de soartă într-un mod destul de dur. Aici sunt două sau trei aspecte care trebuie spuse. La un moment dat, o dilemă, apropo de celebritate și apropo de viață personală și apropo de modul în care anumiți oameni își provoacă soarta, întrebarea era dacă Laura ar fi trebuit să-și provoace mai mult soarta, pentru că Laura a fost un om foarte decent, care a crezut că muzica poate să vorbească pentru ea, așa cum cred foarte mulți artiști din România și sunt convinși că așa este normal. Poate că Laura n-ar fi fost într-o mașină care mergea către Urziceni, poate că era în altă parte, dacă ea ar fi reușit cumva să se adapteze unui nou gen și a unei noi atitudini a producătorilor muzicali din România, care evident au ignorat-o de la un moment dat. Și acum brusc spun că este cea mai bună voce feminină rock din România. Aici e cam mult farisei și asta m-a deranjat foarte tare, pentru că ea a făcut parte dintr-o generație din care unul singur a scăpat pe bune, și anume Gabi Cotabiță. Restul, toți au fost băgați la apă la un moment dat, când au explodat tot soiul de băieți cu șepcile puse invers și tot soiul de ăștia de dance și fustițe și așa. Iar ceilalți au fost uitați, deși și ei aveau o piață care nu trebuia până la urmă poate ignorată. Dar respectiv utun trebuia dat. Oamenii au simțit că se scufundă, nici ei n-au putut să-și schimbe cumva destinul, n-au putut să-și îl schimbe. Laura a crezut, așa cum știu că face genul ei de femeie, a crezut întotdeauna în ceea ce face și a crezut că zona superficială nu are ce să caute în viața ei. Poate că și-ar fi schimbat viața astfel. Alții au stat să se gândească dacă nu cumva povestea asta duce către o concluzie foarte fatalistă despre viață, că până la urmă ce ți-e scris pe frunte ți-e pus și asta ar fi de bine, fapt. Asta